Am lucrat la Moscova și am cumpărat o cască pentru copii să avem, dar la urmă rămas. Parcă aici s-au stricat mii de steple, așa un trăsnet a fost. Și noi și de aici, plăda aici, s-au prăchit niște băieți, că urmele, cum mașina s-au plecat, au ieșit băieți sus încolo. Și doamna nu ne-a mai dus încolo, că arde tot împrejur noi de aici, și demn și-a venit și salvare, a venit poliția, tot aici mașinile stau, tot s-au apropiat tot acolo, și după asta au venit pompierii. Da, acolo arde strașnic, pare că vine peste copaci încoace, peste... Dacă vine încoace la casa asta... Calamitățile naturale au lăsat-o fără locuință. Svetlana Caraoș din satul Purcari povestește că în noaptea de 27 iulie peste sat s-a abătut o furtună puternică, iar în urma unui trăsnet acoperișul casei a luat foc. Acolo a rămas setea și ușile. Uite, eu am pus la mult setea prin steasa aerul din casă. Uite-te că poate și ieși ușa, câte o asta ușa împrăit, că atât de stecă. Mai știu, mai stai și o să o închidem, închidem, să o închidem, tot. Tot stricat. Și că așa, acolo geamul este tot stricat. Tot ars. Tot disformat. Numai cât am dovedit să scăpă aici, că bucați casă de la curtea asta. Cu dam mai de aici, cu dam, măcar să nu se prinde aici. Iar dam aici, s-o pis. Cu șlangul. Că șlangul, că și acolo șlangul. La crant, am dat drumul la apă și dam că n-avem încotro. De casă dormim. S-a udat un mare, un tunet mare și este o săjată și noi am spăriet. Zic că ceva e nito. Și am văzut că o lunină ieșe o gradă. Și m-am uitat. Când am dat să ies, am fum, nu putem să ies din casă. Și m-a ieșit trebuie, am luat bărbatul cu soțul bolnav, cu cancer. Și am luat bărbatul și am ieșit afară. Și casa m-a început mai departe să arde. Am chemat copiii de la răscăiețul trăiesc. Am chemat pe dânsul, oamenii din Mahal au sunat la... Făisă la... Da. Și am venit, până am venit, am casă pe cetii verde. Era că mântuit. Dar stuhul repede a început, este și stuhul greu, este eu cu apă, dar nu puteam face nici. Mă cât am dovedit și am scăpat cuhnea, că udam cu apă. Nu, nu într-o tot așa cum a fost, este așa și este, nu nimic. Numai afară, că aici nu afară și că ferestrele și cu ușile. Nu ars, dar nu într-o nu ars nimic. O dovedit repede și pe astea, nu dovedit ei, poate este, o arde și în casă. Dar eu dovedit și o stâns și mă cât ferestrele nu ars și ușile. Dar în casă nu mi-au făcut nimic. În casă e tot bine. Numai că este de murdărie, la dâns este colbul ăsta care este intrat atât, fumul ăsta și... Dar este așa, spasibă, Dumnezeu că s-a scăpat, măcar nu într-un scăpat. Acoperișul era din stuh, spune femeia care afirmă că și toate bunurile din pod au fost incendiate. Rascul a fost în pod, instrumentii care noi ne-am găsit ca spunem, să facem remontul. Gruntovcu a fost acolo, tare multe a fost acolo, tare multe. Dar mare trestit a fost ca aici din colțul ăsta. Mare trăsnet a fost. Când o trăsnet odată, eu s-am grumat spre ei din pat, din somn. Lunina internă, tot ați sustans. Numai cât am dorit, noi n-am dovedit nică, nu m-am dovedit să luăm telefon, nici a ieșit afară și am sunat ei ca normelu, fiorul, zic, gândiți, vă rog, că arde casă. Fiorul meu, zic, mamă, și cu tine, că arde casă. Și că tăi mai mult n-am pus făcut nimic. Început a plânge, nici, practic, nici n-am înțeles-o din cuvinte ce a spus, o zic că ardem. Cu soțul, însuit în mașină, am venit. Când am venit la, aici, la locul de față, dar mă arde. Mama cu șlangul, noi ne gândeam la casă, deci să vedem unde să iei. De când sunt eu, n-am văzut încă așa incendiu. După 5-10 minute au venit pompieri. Foarte gravă stare, e prânjeu. La mine tata sucru e bolnav de cancer. De-abia să ține picioare, că nu avea putere, mama la fel. A venit salvare, a pus injecții, m-a mai dus la condiții care... Flăcările au afectat și ferestrele casei, iar podul stă gata să cadă. Noi am pus pliuncă, mai departe nu știm nimic. Este echip, dacă e și o mare ploaie, este echip schis și podul în casă, dacă dau așa în război eu. Vecinii femeii afirmă că trăsnetul a fost foarte puternic, iar când au ieșit afară au văzut casa arzând. O trăsnit tare și fata că nu știu să aud vorbe afară. Când am închis ferestrele și când sunt închis ferestrele nu s-aude nică. Ce că s-aud vorbe afară. Și e când o ieșit tot schisușa, ce că arde o casă.
casa lui Sveta, dar n-am crezut casa, nu și ne-a părut că mai lăvale cu, măcar că acolo Sveta noi. Mm-hmm. Și atunci ei răbde ieșit, ploua, tuna, răbde ieșit de aici, arde tare, tare, se auză Sveta răcânind în o gradă. Și eu luat repede telefonul, de ce tremurau la telefonul și începea să suna la pompieri, la... Dar încă n-am ieșit la drum, dar m-am văzut că acolo, peste copaci, ăștia se vede flacăra asta, mare așa o flacără. Strașnic era, cât tremuram și nu știam ce cu noi. Acum stăpânii locuinței cer ajutor de la oamenii de bună credință pentru a-și repara casa. Soțul este bolnav, iar toate veniturile merg pe medicamente. Noi amuia suntem nimic, nici o căpică. Eu tot și primesc, tot dau un bărbat, în lecuirea bărbatului. Eu nu am nici o căpică de una. Nu mă doresc comunalnic să le plătesc și leacurile și gata, eu nu am nimic. Nici nu pot strige nici o căpică de una. Dar îmi ferește să închidă bărbatul ochii. Soțul, eu n-am pus un grupat, dar... Oamenii spun că vor fi bucuroși să primească și uși, ferestre sau mobilier de care alți oameni nu au nevoie, doar ca să-și repare locuința. Cei care vor să le întindă o mână de ajutor o pot face sunând la 060-15-5421, 060-15-5421 sau făcând donații direct pe card la numărul afișat pe ecran.